Spectacolul vizual fascinat oferit de Cheile Jiețului îi determină pe trecători să se simtă ca într-un regat de gheață, mai ales în acest sezon rece. Mii de țurțuri înfrumusețează în această perioadă în gustele chei de lângă Petrila, pe cei aproximativ 5 km, oferind un frumos tablou pictat de natură mereu surprinzătoare. Cei care ajung în Cheile Jiețului au parte în această perioadă de un adevărat spectacol oferit de natură. Mii de țurțuri atârnă de bătrânele stânci ce se rostogolesc de-o parte și de alta a drumului, mângâindu-ți privirea, dar și sufletul. Iar Gabriel Hotea a reușit să surprindă în imagini frumusețea locului. Cheile Jiețului sunt înguste, cu versanți abrupti și pereți de stâncă înalți de zeci de metri. Iarna, când e zăpadă, după câteva zile de soare, urmată de câteva de gernă prasnic, cheile devin o lume a gheții, cu țurțuri ce ajung și la 10 metri înălțime. Cheile Jiețului sunt arie protejată de interes național, o rezervație naturală cu o suprafață de 10 hectare, aflată pe versantul drept al Parângului. Rezervația este străbătută de apele râului Jieț, care formează versanți abrupti și chei înguste din stânci acoperite cu licheni și vegetație forestieră la etajul montan.